Radio România Cultural. Vocea umană. Actualitatea lirică. Cu Mihaela Soare. Găsit din nou tuturor, astăzi nu sunt singur în studioul 25 la Radio România Cultural, ci cu un tânăr tenor deja apreciat și îndrăgit de dumneavoastră, cu care o să vorbesc despre el și despre artiști mari, despre teatre și săli de concerte importante ale Europei și ale lumii, de la Londra în Japonia. Bogdan Mihai, bine ai revenit! Bine v-am regăsit, vă mulțumesc pentru invitație! De la ultima noastră întâlnire aici au trecut câteva luni, ești în țară pentru scurtă vreme și îți mulțumesc pentru ai găsit timp pentru noi. Cu mult drag. Între timp, în cele câteva luni, au mai avut loc câteva apariții ale tale în teatre și săli de concert și aș vrea să ne povestești. Să ne oprim la 1 martie 2011, sala Rosenblatt, debutul tău în recital în prestigioasa sală londoneză cu Ian Barnsley la pian. Ai avut un program foarte divers și foarte greu. Miniaturi pentru voce și pian, arii cu pian, dintre cele mai dificile. Vom vorbi astăzi mai mult despre cântăreții de operă în concert, în recital, despre intimitatea dintre artist și public. Atunci când n-ai sprijin în orchestră, în ansamblu, în regie, în decoruri, ești tu și publicul. Spune-mi dacă acest lucru ți-a influențat alegerea programului de la Londra. Am fost foarte, foarte atent la alegerea programului și am încercat să-l structurez cumva în funcție de perioadele de creație. Am început cu muzica barocă, continuând cu clasicism, incluzându-l pe Mozart, apoi bel canto, Donizetti, Rossini, culminând cu o surpriză pentru publicul londonez, dar vom vorbi mai târziu despre acest lucru. În marea lor majoritate am inclus arii pe care le-am cântat pe scenă, mă refer la rolurile integrale, Armida, Don Pasquale, Don Giovanni încă nu urmează, Il Barbiere, Am avut un program foarte greu și am cântat așa cum îmi place să o fac, fără niciun fel de tăietură, cu variațiuni, cu cabalete, cu exact cum a vrut-o compozitorul și încercând să respect stilul și perioada. Întrebarea era țintită, ca să spun așa, cum l-ai gândit în așa fel încât să reziști fără probleme vocal și psihic până la ultima notă? Ai început cu Vinci, Caccini, Carissimi, ca pentru încălzire, înainte de Don Giovanni, de Clemența, Turcu, Armida, Bărbierul, Don Pasquale. Foarte greu program. Te ajută aceste miniaturi pentru voce și pian să te regăsești pe scenă înainte de atacul marilor partituri de operă? Pot spune că pentru un artist este de fapt foarte important impactul pe care l-ai cu publicul. Și cum eu nu am avut niciun fel de repetiție în această sală de concert, destul de mare și importantă, din câte am aflat, a trebuit să încep cu aceste arii baroce, să mă încălzesc, să prind atmosfera din sală, energia publicului, să mă obișnuiesc cu sunetele și să încerc treptat, ca și repertoriu de altfel foarte, foarte jos ca scriitură, muzica barocă, apoi Mozart central, până la Mozartul de agilitate, iar apoi în bel canto, din ce în ce mai sus, culminând cu... De asta pot să spun că nu cred că am obosit. M-am simțit extraordinar și după acest recital aș fi fost în stare să-l fac din nou. Asta este grozav. Din repertoriul liric ai ales arii din opere pe care le-ai cântat integral, Armida, Bărbierul, Don Pasquale, am vorbit despre asta, dar și arii din repertoriu care te așteaptă. Don Giovanni, Turcu în Italia și, cine știe, în anii viitori, Clemența di Tito. Spune-mi, care e diferența între a cânta cu orchestră și apoi cu pian ariile de operă? Ce păstrezi și ce eviți în concert? Ce modifici ca sonoritate?
Pot spune că păstrez absolut tot, deși există o foarte mare diferență. În momentul în care cânți cu orchestră, calitățile cât și defectele se diminuează și asta în funcție de dirijor, în funcție de sală, în funcție de starea pe care o ai. Pentru că dacă ai un dirijor care nu te menajează și atunci orchestra este într-un continuu forte, poți tu să faci nuanțele cele mai superbe și în același timp să greșești o respirație, un cuvânt, se acoperă. Se acoperă și lumea nu mai simte același lucru. Pe când în recitalurile cu pian ești complet descoperit și atunci concentrarea ta trebuie să fie foarte, foarte mare. Acolo nu există nicio scuză, lumea are urechile ciulite și imediat la cea mai mică respirație greșită, la cea mai mică greșeală te-a taxat. Și pot să spun că iubesc în aceeași măsură concertele cu orchestră cât și cele cu recitalurile cu pian. Sunt o bucurie. Asta e minunat. Ascultăm Mozart acum la Clemența di Tito, aria lui Titus, o pagină extrem de dificilă, ultima operă mozartiană, și după aceea aștept un răspuns Bogdan scurt la întrebarea: de ce arie din Clemența, operă atât de grea pe care n-ai cântat-o integral? Oh!
Bogdan Mihai, Chito, sunt la Clemența de Chito de Mozart, deci răspunsul de ce a ales o asemenea arie, te pregătești sufletește pentru abordarea acestei mari opere mozartiene? Îmi doresc din tot sufletul cu timpul să pot să-l abordez pe Mozart așa cum trebuie, cum este ideal. Clemența de Tito. De ce Clemența de Tito? Pentru că se numără printre puținele opere ale lui Mozart, și nu greșesc când spun acest lucru, unde putem descoperi un tenor de agilitate și o țesătură quasi înaltă. Același lucru și în Don Giovanni, deși este foarte central. Este foarte central. Idomeneo. Mitridate, nu mai spun. Sunt opere rar cântate, dar sunt niște minunății, pur și simplu. Le iubesc. Așteptăm, dacă ai răbdare, peste 5 ani, 6, 7, 10 ani, poate că vom vedea. Eu vreau să-l descoper pe Mozart, așa cum îmi povestea cu puțină vreme în urmă soprana Eugenia Moldoveanu. Am vorbit cu dânsa foarte mult despre Mozart, despre cum să-l cunoști pe Mozart. Și mi-a spus că nu există bucurie mai mare pe această lume decât să-l descoperi și să cânți cu toată ființa ta, este cu totul alt univers. Și îmi doresc să ajung și în acel punct. Îți dorim și noi, bineînțeles, și să mergem mai departe. Ai inclus muzică românească în acest recital de la Londra. Mauriciu Vescan, se cântă rar. Se cântă foarte rar și are o istorioară foarte frumoasă. Ia spune-mi. Eram student în conservator anul 5, la clasa profesorului baritonul Nicolae Constantinescu. Și țin minte că mi-a adus această partitură, mi-a spus, și din câte am verificat, și în România doar Nicolae Herle a cântat-o. Este un fel de romanță, de fapt, de o frumusețe aparte, atât de intimă, atât de, și cu o tensiune explozivă. Și am spus că vreau din tot sufletul să o orchestrez și să o port cu mine în toate concertele și recitalurile, exact cum face și soprana Angela Gheorghiu cu muzica. A fost o mare bucurie să o cânt, iar publicul a fost în picioare, pur și simplu. Pentru această arie a fost... Chiar vreau să te întreb, cum a simțit publicul londonez muzica românească? Erau cât se poate de... Dacă la ariile de operă, spre exemplu, la cele cunoscute, Rossini, Barbiere, Armida, își dădeau coate, se uitau, se bucurau, mustăceau. La muzica românească a fost o liniște de plină, o atenție, niciun murmur, nu auzeai absolut nimic. Iar reacția lor la sfârșitul acestei romanțe a fost, vă spun sincer, eu nu m-am așteptat. Și toți au venit la sfârșit la cabină și au spus: ultima lucrare superbă, n-am auzit-o niciodată, ne-a plăcut. Chiar și unul dintre directorii de la Deca a fost impresionat de această romanță și mi-a spus că pe viitor s-ar putea să colaborăm pe un proiect cu muzică românească. Bravo! Hai să ascultăm și noi. Bogdan Mihai la Londra, Rosenblatt Hall, sala unde au cântat așa Lawrence Brownlee, Juan Diego Flores, Lucio Gallo, Ecaterina Siurina, marele tenor, din punctul meu de vedere și în numele meu, Gregory Cunde, Calea, Marcelo Giordani, românii, Carmen Oprișanu, Marius Brenciu și mulți artiști importanți. Așadar, Bogdan la Londra cântând muzică românească. Dragoste pe veci,
Mauriciu Vescan, o romanță românească cântată la Londra de Bogdan Mihai, la Rosenblatt Hall. Ian Rosenblatt, am înțeles că va fi președinte la Opera Rara și să dirijorul... Sperăm, este un împătimit al muzicii și din ce am văzut eu în lista de artiști, stă, cercetează, este extraordinar. Și un sprijin pentru Opera Regală, pentru Covent Garden. Plus că ei reprezintă, din ce știu, una dintre cele mai importante firme de avocatură din Anglia. Revenind la acest Mauriciu Vescan, a fost cabis. Nu l-am trecut în programul de sală. Și după ce m-am întors de la Londra, am primit un mesaj care m-a bucurat foarte tare de la nepoata lui Mauriciu Vescan, care mă felicita și se bucura că muzica bunicului ei este promovată în străinătate. A fost o bravo bucurie. Dacă o și orchestrezi, este abia ideal. Aștept. Să lăsăm Londra și să mergem la Stuttgart, opera de care ești foarte legat. Ai făcut acolo Bărbierul. Tocmai te-ai întors. Am înțeles că și pentru stagiunea 2013 deja ai o invitație. Da, se va face o premieră cu Cenerentul ăla de Rossini și atunci Don Ramiro se moare. Revenim foarte pe scurt la acest Stuttgart în care ai debutat. Ai o relație specială cu Stuttgart, tu așa-i? Da, pentru că a fost teatrul în care mi-am făcut debutul internațional. Și am fost primit cu atât de multă căldură de toată lumea, de la director la colegi, la membrii orchestrei, dirijori. Acolo l-am cunoscut, cum bine știți, și pe maestru David Perry de la Opera Rara. Și a urmat o serie de spectacole, foarte multe cu Il Barbiere, apoi de Rosenkavalier și acum din nou a doua stagiune, de fapt, da? Il Barbiere, săptămâna viitoare mă reîntorc. Dar este o scenă pe care o iubesc și să ne gândim că acolo a cântat Toscarenata de Baldi. Iar eu de fiecare dată când pășesc pe așa scenă, nu știu, simt toată energia, să mă încarc. Te uiți în colțul din dreapta, în colțul din stânga și zici, aici a stat Baldi, aici a stat Baldi, aici a cântat Baldi. Da, un lucru extraordinar. Ia să vedem, Bogdan, proiectele următoare. Festival Martina Franca, Festival Pesaro, două opere noi de Rossini, Aureliano in Palmira, drama serie, o comandă pentru Scala, și Adelaide di Borgonia, o altă operă în două acte, opere rare, ceea ce îți place. Absolut, sunt o provocare. Dar, atenție, sunt foarte aproape una de cealaltă. Seriile de spectacole, cum te descurci? Încerc să, așa cum am spus, să respect foarte mult partitura și până la urmă, până ajungi să interpretezi, totul se rezumă la tehnică, pentru că asta e practic bucătăria noastră. Dar încerc să mă odihnesc, să studiez cât pot de mult și să nu le aglomerez, pentru că dacă studiez două opere în același timp, de fapt n-ai făcut nimic. Și atunci eu când am primit partiturile, cred că se fac două luni de când le am, am spus ok, începem cu Adelaide di Borgonia, pentru că va fi la Pesaro, după care ne reîntoarcem imediat cum se apropie perioada de Aureliano, ca să lăsăm să dospească acesta de la Ide. Și acum voi avea o lună de repetiții și este o provocare, mai ales că se înregistrează. Să fie... Asta mi-ai spus și mă bucur foarte mult. Este o mică presiune să știi că se face CD și se face DVD. Tocmai de aceea te-am întrebat cum te descurci cu ele așa de repede. Încerc să fac cât pot de bine și să aduc rolurile la vocalitatea mea, pentru că Aureliano, spre exemplu, ca țesătură este foarte, foarte joasă. Și atunci actualul dirijor Giacomo Sagripanti s-a întâlnit cu maestru Alberto Zeda zilele astea. Zilele următoare va fi o conferință de presă la Milano pentru a face publicitatea acestui eveniment și au gândit rolul lui Aureliano, l-au înălțat practic prin cadențe. Eu automat mi-am compus cadențele mele. Însă, cum se face între artiști, există această bună colaborare și vrem să alegem cea mai bună variantă. Bravo! Avem o scurtă exemplificare cu Luciana Sera, o diva a Italiei, ca să avem idee despre ce înseamnă Aureliano in Palmira, Zenobia, actul întâi. Thank you.
Luciana Serau, diva Italiei cântând opera rara, Rossini, Aureliano in Palmira, titlu în care, iată, se aruncă și tenorul nostru Bogdan Mihai foarte curând. Să mergem mai departe, după Martina Franca, vine Pesaro, da. Marele festival de la Pesaro. Cum ai discutat cu Alberto Ozeda despre acest Adelaide di Borgonia? Vorbesc de variațiuni, de... Da, practic mi-a trimis o scrisoare într-un plic care conținea vreo 5 sau 6 pagini de variațiuni și mi-a plăcut modul în care a început scrisoarea, caro colega. Și mi-a explicat acolo că, după cum știu, în tradiția italiană și mai ales de bel canto, în momentul în care se reia aceeași temă muzicală, trebuie obligatoriu cu variațiuni și, bineînțeles, că mi-a spus că pot lua din ceea ce a compus dânsul pentru vocea mea și, în același timp, ceea ce a scris Rossini. Așa că va fi o colaborare tare drăguță, plus că el este un titan al muzicii Rossini, un mare specialist și, cum mi s-a spus de curând, toată Italia îi se închină. De fiecare dată când se face o producție de Rossini, toată lumea îl sună, îl întreabă, maestra aici și toți dirijorii. Deci nu există. Așa că mă bucur să fiu acolo și... Și eu mă bucur foarte mult pentru tine, pentru că această Adelaide di Borgonia are o singură înregistrare la opera rara, bineînțeles. Deci nu există decât acest model. Hai să vedem și noi Bruce Ford în duet cu Jennifer Larmor din singura înregistrare cu Adelaide di Borgonia, în care o să cânte, iată, și tenorul român Bogdan Mihai. Bruce Ford și Jennifer Larmor în Adelaide di Borgonia. Bogdan, mult succes! Mulțumesc din suflet! Mai ales pe Daniela Barcelona. Așa. Și o altă veste bună, vei cânta la Tokyo în Japonia și nu oriunde și nu cu oricine, ci în compania marii noastre soprane, Angela Gheorghiu. Detaliile spune-le tu repede. Da, sunt onorat și fericit. Eram la Stuttgart când am primit această invitație de a face două concerte în luna octombrie, pe 11 și pe 16 octombrie, la Suntory Hall, la Tokyo. Știu că este una dintre cele mai importante, dacă nu cea mai importantă din Japonia, sala de concert. Și cu siguranță înclin să cred că va fi un concert eminamente bel canto. Ce-mi doresc și visez este să facem duetul Linii Puritani, Vieni Fra Queste Braccia, care este foarte, foarte scurt, însă atât de exploziv și cu un impact la public nemaipomenit. Mi-aduc aminte de Calas cu Di Stefano, da? Și sper să fie de foarte bun augur. Pentru mine este o mare onoare și mulțumesc că s-a gândit la mine. Abia așteptăm. Nu putem să ne ascultăm puțin bel canto cu Angela Gheorghiu, Bellini, Puritani, Elvira. Intorno, intorno, fin
Ar trebui să aplaudăm Angela Gheorghiu, Puritani de Bellini. Bogdan, ai să cânti cu Angela la Suntory Hall la Tokyo în octombrie. Doamne ajută, vrem și noi cât mai repede înregistrarea video-audio. Ce să spun? Mulțumesc că ai venit. Vă mulțumesc că m-ați invitat. O dată. Și că v-ați gândit la mine și așa cum v-am spus, pentru radio sunt deschis din toată inima și sunteți una dintre puținele persoane care se gândesc la mine în țară și vă mulțumesc. Mulțumesc. Să știi că foarte multă lume se gândește la tine. Am să-ți fac o surpriză. Încheiem cu un bel canto, o voce și pian. Bruce Ford și Alastair Miles, un tenor și un bariton, îți dau o idee. Toate cele bune. La revedere.